foarte mică de celălalt ca să poți să te transmiți copilul. Și aș vrea să întreb și eu. Într-o familie în care un, să zic că bărbatul este bolnav de COVID, care este situația multora dintre prietenii mei? Niciunul din familie nu a luat, deși au stat în carantină împreună în casă. Nici soția, nici părinții, nici copilul. Nu pot să vă spun, să-i este confidențial. Dar în comisia de validare, veți lucra? Nu. Indiferent, nu se trece peste lege. Cum eu respect legea, respectați-o și dumneavoastră, este confidențial. În comisia veți da 3 ore. Așa, dar nu stau față în față. Am mai fost de colegi de dumneavoastră care au stat fără mască și înainte de ședința asta, că ați discutat cu ei în care și... Așa, întrebați-i pe dânsii. Eu nu știu, eu nu stau să controlez, nu sunt organ de control. Nici dumneavoastră nu sunteți organ de control ca să verificați adeverințele fiecăruia. Deci organul de control este poliția sau jandarmeria. Agenții de siguri care sunt abilitați să ne controleze acestele poliții. Familie transmite solicitare către specialist. Te duci la specialist, treci prin toate controlele posibile, testări și așa mai departe, după care se tocmește o scrisoare medicală în care se trimite către medicul de familie și medicul de familie, în baza recomandărilor medicului specialist și al istoricului pe care îl ai, pentru că totuși am fost internată și în spital, am trecut foarte o mare perioadă, îți eliberează această dependență medicală. Și trebuie să o prezentați de fiecare dată când intrați într-o instituție? Da, se face o poză la ei. Se face poză? Da. Obligatoriu și în instanță, la fel. Și medicul, ea este, n-am înțeles, de cine este eliberată? De medicul de familie sau de medicul special? Medicul de familie este cel care eliberează la recomandarea medicului special. Deci, vreau să